Stăm acum de vorbă cu preotul Oprea Ionuț de la Mănăstirea Paleu din Oradea. Bună ziua, părinte! Salut, mâna tuturor! Bine v-am găsit! Dumneavoastră știți despre campania pe care noi o derulăm deja de 6 ani, prin care obiectivul nostru este să ajutăm și să venim în întâmpinarea mamelor aflate în situații delicate, victime ale violenței în familie. Și o să încep prin a vă întreba care este rolul mamei într-o familie. Cred că asta este una dintre întrebările cele mai grele pe care le puteți pune cuiva sau cea mai grea întrebare care îi se poate adresa cuiva, care este rolul mamei și cu siguranță se va gândi din nou la mama lui, la mama persoanei respective și în aceste momente este absolut imposibil să nu te doboare niște emoții când vorbești despre mama. O vezi pe mama ta chiar dacă, așa ca pe o icoană undeva, este mama care este erou vieții tale, care ți-a dat viață, care te-a purtat, care te ține în brațe, care, mamă, orice vârstă ai avea tu, este totuși mama ta. Suntem oameni maturi, suntem oameni de o anumită vârstă deja, dar mama este mama și orice ai avea de făcut în momentul în care vezi, te gândești la mamă sau vezi un apel de la mamă, lași toate lucrurile deoparte și te gândești oare ce s-a întâmplat cu mama, de ce mă caută, pentru că ea nu mă caută niciodată dacă n-ar avea o problemă. Da, de cele mai multe ori când ne caută mamele noastre, ne caută cu gândul că noi, la rândul nostru, avem ceva probleme și poate avem nevoie de ajutorul ei. Dacă e să ne gândim la un portret al mamei, cred că ar fi un portret în niște culori extraordinare. Ar fi un portret realist sau ar fi un portret plin de liniuțe a la Dalí, sau orice alt tip de portret am avea fiecare dintre noi în minte, dar cu siguranță între toate culorile, toate nuanțele, toți pixelii, că acum vorbim despre pixel, o vedem pe mama noastră. Mama noastră este pe cei care le mai avem pe mamele noastre în viața aceasta alături de noi, este mama care știe să pună un pansament pe orice fel de rană am avea. Iar cei care nu mai avem mame în lumea aceasta, ne gândim cu drag la ele, acolo unde sunt ele, și le vedem exact toți, și cei care le avem și cei care nu le mai avem. Ne gândim, dacă e să vorbim și bisericește, ne gândim la Maica Domnului, care ne ajută și ne veghează pe toți. Este o mamă universală, Maica Domnului, și cu siguranță atunci când avem noi nevoie sau mamele noastre sunt în încercări, cu siguranță și mamele noastre își pleacă genunchii lor și la propriu și la figura, genunchii sufletului, și îl pleacă întotdeauna mama în fața Maicii Domnului și a icoanei Maicii Domnului, și cu siguranță întotdeauna fiecare mamă a primit ajutor în ceea ce a cerut de la Maica Domnului. Ce credeți dumneavoastră că reprezintă o mamă în viața copilului ei? În viața unui copil, mama este absolut totul. De la plus infinit la minus infinit, nu cred că niciun copil nu vede viața fără mama lui. Avem foarte multe tipuri de mame. Avem mama care ne-a născut și care ne-a purtat de grijă. Avem mame care la un moment dat au probleme mari și se pierd. Și atunci avem nevoie de o mamă care să substituie ceea ce mama noastră naturală nu poate. Și avem aici mame adoptive, mame asistent maternal, avem mame de plasament, avem tot felul de mame pe care sistemul de protecție socială se îngrijește să-l acorde tuturor copiilor. Apoi avem mame temporare care ne ajută în diferite momente ale vieții noastre și spunem cu drag pe X persoană, doamna respectivă este ca a doua mea mamă. Nu știu dacă am avea nevoie de a doua mamă, dar dacă apare în viața noastră nu poate să fie decât un plus și a doua mamă aduce plus valoare.
Sau avem mamele care ne cresc, avem mamele care, din atât de multă iubire pe care o au, cresc nu doar copiii lor, ci cresc și copiii care au nevoie de o mamă, copii care se află în niște situații imposibile. Așa cum prietena voastră, a noastră, a tuturor celor care urmărim, Sara Nicol, este o mamă pentru Adevărat. atât de mulți copii, încât te face să te întrebi oare ce mecanisme o ajută și ce mecanisme are în spate această ființă minunată, încât poate să îngrijească atât de mulți copii bolnavi, copii cu Exact. probleme, să meargă cu ei în spital la diferite operații și să stea și cu gândul la cei pe care i-a lăsat acasă. Cu siguranță, resorturile astea le simte orice femeie care are în viața ei, a avut în viața ei în brațe cel puțin un minut un copil. Adevărat, într-adevăr, Sara este o mică eroină. Ne reamintim celor care ne ascultă. Sara este o mămică adoptivă. Practic a salvat 8 copilași din spital, abandonați de părinți, pe care îi crește ca și cum ar fi copiii ei. Și cum menționa mai devreme părintele Oprea, într-adevăr, sunt bolnavi, au boli foarte grave, iar Sara le dedică tot timpul și merge cu ei peste tot pe unde este nevoie, îi iubește necondiționat. Este într-adevăr o mică eroină. Ați menționat mai devreme partea de ajutor a mamelor. De ce trebuie să ajutăm mamele? Pentru că și ele sunt oameni. Deși pentru fiecare dintre noi mama este un supererou, de când ne naștem până când pleacă mama din viața noastră, ele la rândul lor au nevoie de ajutor. Sunt ființele cele mai sensibile care niciodată nu cer ajutor. Sunt ființele care au resurse nebănuite la dispoziție, astfel încât ne fac pe noi să înțelegem că viața alături de mama este atât de ușoară, legumele care erau într-o plasă, într-o pungă, într-o lădiță undeva, devenind așa just like that, o supă extraordinară, și totuși ne întrebăm de câtă energie are nevoie mama, sau nu ne întrebăm, cred că nu ne întrebăm niciodată de câtă energie are mama, Posibil. oie, și mi se pare foarte firesc să pare. Dar mamele noastre au și ele nevoie la un moment dat. Și mamele, ele, supereroinele noastre, trec prin momente dificile. Și vedem că pot fi extraordinar de multe momente dificile. O ceartă, o banală ceartă casnică, o banală greșeală de bucătărie. Orice poate să se transforme în câteva secunde într-un foc extraordinar, într-o problemă foarte mare, să se treacă la violențe uneori nebănuite și atunci și mama are nevoie de ajutor. Are nevoie de ajutor în extraordinar de multe momente și trebuie să înțelegem cu toții că mamele nu prea cer ajutor. Asta cred că este o problemă a mamei acum, pentru că nu cere ajutor și la un moment dat, necerând ajutor și nebeneficiind de niciun fel de ajutor, la un moment dat orice mamă se poate trezi într-o situație complicată, aproape imposibilă, imposibil de ieșit, nu mai vede nimeni niciun fel de cale de ieșire și atunci se întreabă toată lumea. De ce? Ne place să vedem doar lucrurile bune din viața noastră. Cele mai puțin bune, petele de culoare închise, nu le prea vedem sau trecem foarte ușor peste ele. Mai ales dacă nu sunt în grădinuța noastră, nu sunt în casa noastră, nu mă afectează pe mine personal imediat, trec mai ușor peste ea și nu o să conștientizez niciodată că ființa de lângă noi, vecina de la etajul superior sau mătușa noastră sau orice altă femeie, colega de serviciu, are o problemă și nu știm că are o problemă și nu îi oferă nimeni ajutor așa la modul dezinteresat. Stăm în această ultimă perioadă a vieții noastre, cu toții cred că ne întrebăm unde a dispărut altruismul nostru, unde a dispărut comportamentul nostru prosocial. Unde a dispărut? Nu știm, nu știm.
Dacă ne-am izolat poate mai mult, tindem să rămânem așa izolați și să nu mai percepem că în jurul nostru sunt probleme. Corect. Pentru că am ajuns într-o zonă în care vorbim despre aceste probleme, să luăm exemplul unei mame care este implicată într-o relație în urma căreia sau pe parcursul căreia mămica este victimă a violenței. Îi recomandați să rămână în această relație? Este foarte greu să faci recomandări care să fie demn de urmat, pe de o parte, sau pe de altă parte să se aștepte cineva la anumite schimbări. Rezistența la schimbare este extraordinar de mare, chiar în cazul violenței domestice. Avem anumite tipuri de mentalități. Lasă că știe ea că a făcut ceva greșit. Sau e rău cu rău, dar poate e mai rău fără rău. Sau trebuie să stau în relația asta pentru că am doi copii și pentru copii trebuie să fac orice fel de sacrificiu. Nu cred că este nimeni în măsură să dea model. Nici să rămână într-o relație abuzivă, nici să plece din relația abuzivă respectivă. Nu poate obliga pe femeia respectivă absolut nimeni. Trebuie să fie ea conștientă și ea să-și ia măsura care îi face bine la momentul respectiv. Noi, cel din jur, o putem ajuta, o putem asculta. Simplu fapt că o ascultăm că are probleme, pentru ea va face extraordinar de mult. Simplu fapt că îi mai dăm câteva modele, știi, și cu tare a avut probleme și uite a făcut așa, sau cu tare a avut la fel o problemă, dar a făcut invers, o face pe femeia care este într-o situație dificilă să conștientizeze mai mult. Nu cred că putem să oferim modele ca panaceu universal. Modelul ăsta se potrivește. Nu mai suntem, de multă vreme se spune că nu mai suntem pe vremea bunicilor. Noi am auzit lucrul acesta, chiar poate părinții noștri spuneau, păi asta a fost pe vremea bunicii mele. Bunica respectivă nouă ne-a devenit străbunică. Modelul ei de atunci nu mai funcționează foarte bine sau poate să funcționeze extraordinar de bine. Depinde de parametrii din jur. Ce ne influențează în jur? Noi trebuie să ajutăm pe cel de lângă noi și biserica ne învață că există așa numitele fapte milei sufletești și faptele milei trupești. Adică să o ajutăm. E bătută, poate a fost bătută. Are nevoie de ajutor în momentul acela. Și trupește și sufletește. Are nevoie ca cineva să o ducă la spital să se îngrijească de rănile ei. Are nevoie ca cineva să aibă grijă de copiii ei atâta timp cât ea este internată în spital pentru a fi cusută sau pentru a fi pansată că a fost bătută extraordinar de rău. Sau are nevoie de consiliere psihologică sau are nevoie de consiliere spirituală sau are nevoie de foarte, foarte, foarte multe lucruri. Cineva în jur cu siguranță trebuie să fie disponibil pentru fiecare din nevoie. Dumneavoastră simțiți vreo deschidere? Simțiți că se apropie mai mult femeile de zona bisericii în astfel de cazuri? Sunt deschise spre a vorbi și spre a cere ajutor? Da, cu siguranță da. De ce? Pentru că avem anumite modele, anumite arhetipuri. Le-am învățat, am crescut cu ele. Noi am văzut ce au făcut bunicii noștri, ce au făcut părinții noștri, eventual dacă am fost mai norocoși și am văzut ce făceau străbunicii noștri. Și am luat de la ei modele. Eu nu știu, personal nu prea sunt adeptul modelelor. Cel puțin când am o problemă de rezolvat, nu stau să mă gândesc foarte mult ce model să adopt, ci ce soluție pot adopta pentru problema respectivă. Și dacă vreun model îmi oferă vreo soluție care mi este și mie convenabilă, atunci cu siguranță adopt soluția respectivă. Dar să adoptăm așa otova modele de viață, modele de acțiune, modele de comportament, cred că ne este puțin imposibil. De ce? Pentru că diluăm personalitatea fiecăruia dintre noi și atunci nu ne pliem efectiv pe model. Dar avem modele, de exemplu, avem modelele bunicilor noastre. O bunică celebră este bunica Mirelei Retegan, Lelea Fironică.
care în momentul în care avea o problemă în sat, coagula, așa cum coagulează Mirela în jurul ei foarte, foarte multe lucruri, coagula posibile soluții și le punea pe toate femeile din jurul ei să țină post pentru cutare. Sunt modele de urmat, într-adevăr. Sau le spunea, facem așa, sau facem o femeie extraordinar de organizată, Lelea Fironica, încât în jurul căianului gravitau foarte multe lucruri, de aia și modelul ei de mamă, de mamă în adevăratul sens al cuvântului, și mamă fizică, și mamă spirituală, este unul deosebit. A avut câteva sute de copii pe care i-a botezat, câteva sute de copii pe care i-a moșit. A avut copiii ei de care a avut grijă și nepoții de care a avut grijă. Și asta poate fi un model. Dar modelele acestea sunt la țară. Și au venit de la țară și unii dintre noi, cineva poate a avut interes să îngroape modelele respective, să nu le mai vedem atât de bine. Ce ar putea să învețe o mamă sau ce ar putea să învețe o mamă din exemplul Fecioarei Maria? Pentru că dumneavoastră ați menționat un picuț mai devreme despre modelul de mamă al Fecioarei Maria. Ar putea să învețe extraordinar de multe. În primul rând, discreția. Cele mai bune mame, cele mai frumoase mame, cele mai îndrăgite mame sunt cele discrete, cele care nu epatează, cele care nu ies în evidență extraordinar de mult prin chestiuni externe, prin make-up, prin tot felul de acțiuni pe care unele dintre femei și le doresc. Și vedem că avem foarte multe modele pe care le-am putea considera negative sau indezirabile, cel puțin. Nu cred că dacă vedem vreun copil și-ar dori, dacă ar putea să aleagă, o mamă care a trecut prin N operații estetice sau una care zâmbește frumos, natural. Maica Domnului ne zâmbește din toate icoanele noastre frumos, ne zâmbește discret, ne zâmbește natural și o vedem pe Maica Domnului în toate icoanele că este cu pruncul în brațe. Acesta este model. Maica Domnului a fost extraordinar de, nu doar de discretă, ci și extraordinar de determinată. A avut încredere în copilul ei, atât de mult încât putea să se întâmple orice, oricine îi putea spune orice despre copilul ei, dar ea a avut încredere în copilul ei că acel copil este așa cum își dorește ea, este copilul perfect. Pentru fiecare mamă, copilul ei este copilul perfect. Asta am învățat-o de la, sau se poate învăța de la Maica Domnului. Copilul ei este copilul perfect. Atunci când a fost copilul ei să-și înceapă activitatea misionară, activitatea mântuitoare, bărbat fiind la 30 de ani, a mers în Cana Galilei la niște rude la nuntă și acolo li s-au terminat vinul. Și cunoaștem cu toții, este celebru în momentul acela, i-a spus, fiule, nu mai iau vin. Alo. Iar Mântuitorul îi răspunde foarte degajat, ce mă privește pe mine și pe tine, femeie, ceasul meu n-a venit încă. Și totuși, Maica Domnului se întoarce către cei care erau acolo, hai să le spunem ospătari, cei care serveau la nuntă, și se întoarce către ei și le spune extraordinar de comisă, să faceți tot ceea ce vă va spune el. Și Maica Domnului a știut că îi va răspunde solicitării sale, iar Mântuitorul i-a răspuns, a transformat apa în vin și a fost credința Maicii Domnului că Fiul său, Fiul lui Dumnezeu, va face tot ceea ce îi cere. Dacă i-a cerut un lucru atât de banal, când îi cere pentru fiecare dintre noi, Maica Domnului ne veghează. Bunica mea ne spunea când stăteam la masă și era mai zburdal, nici vedeți că nici acum nu prea pot să stau foarte când eram foarte zburdani, bunica ne spunea, stai cu minte la masă, stai frumos la masă, pentru că atâta timp cât tu stai la masă și mănânci, Maica Domnului stă în genunchi pentru tine. În secunda respectivă,
înghețam toți și era liniște și era ordine la masă, astfel încât bunica putea să pună masa, nu o să ia masa, își rezolva probleme și ne dădea ca model pe Maica Domnului care stătea în genunchi pentru noi. Sau dacă duminica dimineața mai doream să mai furăm câte ceva, să ciugulim câte ceva înainte de a merge la biserică, zice, ehe, vezi că Maica Domnului te vede și va spune când te ajungi la biserică, iată vine și ghibolul meu sătul, ghibol însemnând bivol. Adică eram negri mari și urâți dacă nu eram cum trebuia să fie. Bunica ne-a învățat. Dacă bunica ne-a învățat, de exemplu, bunica mea ne făcea tot felul de pachetele și când plecam la școală sau plecam de la ea de acasă, de la țară, ne puneam pungulițe și lega pungulițele cu ață. Ne întrebăm de unde ne vin modelele și am observat acum, după 10 de ani, că mama face același lucru. Fără să fi învățat mama ei, pune lucrurile în pungulițe și le pune cu etichete și le leagă frumos și toate pungulițele sunt legate și etichetate. Și mi-aduc aminte de bunica, dar mama a preluat modelul ăsta așa... Involuntar l-a preluat. Tot dintr-un semn de dragoste, de iubire. Pentru că probabil și-a pus, a însemnat foarte mult pentru ea acel gest, chiar dacă nu și-a dat seama de el până în momentul în care s-a apucat să facă ea însăși acele pachetele. Și-a dat seama de că a adoptat modelul când am început noi să râdem. Părinte, cât de importante sunt rugăciunile unei mame pentru copilul ei? Pornim tot de la Maica Domnului, că m-ați provocat pe acest tipar. Am văzut-o pe Maica Domnului la nunta din Cana Galilei, am văzut-o pe Maica Domnului peste tot pe unde a fost Mântuitorul Hristos. O mai vedem pe finalul vieții Mântuitorului la umbra crucii, că suntem în perioada aceasta apostolului. Era sub crucea pe care fiul său a fost răstignit și omorât. Nu cred că poate să înțeleagă nimeni care n-a trecut printr-o astfel de experiență cât de dificil și cât de greu îi poate fi unei mame să-și vadă copilul murind. Maica Domnului este acolo o prezență discretă. De unde știm? Mântuitorul chiar de pe cruce, înainte să își dea sufletul, a spus Sfântului Ioan Evanghelistul și Maicii Domnului, i-a spus, femeie, iată-l pe fiul tău, și lui Ioan Evanghelistul, apostolului său, i-a spus, fiule, iată-o pe mama ta. Deci, inclusiv Fiul lui Dumnezeu s-a îngrijit ca mama lui să nu rămână a nimănui pe pământul acesta și să aibă grijă cineva de ea. Dacă Mântuitorul Hristos a avut grijă de mama sa, cu siguranță toți trebuie să avem grijă de mamele noastre, că ele au avut grijă întâi de noi. Și vine o vreme involuntar în care va trebui să avem grijă de mamele noastre. Pentru că am ajuns cumva într-o zonă în care am discutat despre experiența aceasta a mamei care își vede copilul murind pe cruce. Cum putem noi să ajutăm acele mame care stau la căpătâiul copiilor bolnavi, care suferă de boli grave? Pentru că sunt din ce în ce mai multe, pentru că noi în toate campaniile noastre ajungem și atingem și aceste mame. Cum le putem ajuta? Cred că acesta este cel mai greu lucru pe care îl poate face cineva. E o experiență mutilantă să vezi ca mamă că ai un copil care se duce, se stinge încet, încet ca o lumânare în fața ta. Și nu e o chestiune care să se întâmple rapid. Se întâmplă lent uneori, se întâmplă atât de grav și sechelele care le lasă o astfel de experiență sunt inimaginabile. Ce putem noi să facem? Să-i spunem că suntem alături, sună așa, puțin distant, adică ești alături de mine, dar nu poți să înțelegi ce mi se întâmplă mie. Dar
Atunci când cineva care este într-un astfel de necaz extraordinar de mare, cu siguranță simte nevoia ca cineva să fie alături de el. Și cu toții când suntem într-o nevoie, strâmtorare de genul acesta sau de alte genuri, avem nevoie să știm că cineva este lângă noi, că cineva ne ajută, că cineva ne sprijină, că cineva chiar ne înțelege. Că cineva care ne vede și ne simte poate să intervină acolo unde noi credem că nu mai putem să facem absolut nimic. Și este foarte important să fim lângă cineva care se află în nevoie. De ce facem lucrul acesta? Unii ar spune că avem o doză de egoism. Știi, am citit undeva, am auzit la biserică, am citit într-o carte religioasă că trebuie să-l ajuți pe aproapele tău sau să fii de ajutor, să oferi sprijin cuiva. De ce? Pentru ca tu, la rândul tău, să acumulezi un bonus pentru intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Da, putem să fim egoiști. Să gândim puțin egoist din punctul ăsta de vedere și să oferim ajutor. Alți psihologi ne spun că altruismul și comportamentul prosocial este un apanaj al persoanelor care au un grad ridicat de educație, de dezvoltare și așa mai departe. Nota bene, poate fi și lucrul acesta. De ce nu? Deci poate să fie de ajutor un om care este extraordinar de elevat, de înzestrat cu calități intelectuale, cu abilități de intervenție și așa mai departe, dar poate să fie și un om simplu, un om care nu este foarte cult, un om care nu e, n-a putut să fie foarte citit, dar un om care are suflet. Dar, în general, avem nevoie cu toții de suflet. Sunt persoane care au foarte multe resurse și ajută din multele resurse pe care le au și sunt persoane care au resurse foarte puține sau limitate și din puținul lor îi ajută pe cei care au nevoie. Iar să-i sprijinim pe cei care au o supărare atât de mare ca aceea pe care am amintit-o anterior, nu e nevoie de niciun fel de resursă, este nevoie doar de puțină disponibilitate. Foarte frumos ați povestit și aș vrea să luăm mai exemplul unei mămici, unei alt fel de mămici care ai căror copil sau ai cărei copil al cărei copil a crescut. Ce mai poate să facă o mamă pentru un copil, pentru copilul ei care și-a luat zborul, care deja nu mai este mic și nu mai depinde de ea? Ce-i mai rămâne de făcut? Punguța respectivă cu legată cu o sforicică frumos și trimis. Mamița a făcut dulceața care îți plăcea ție cel mai mult. Sau cozonacul meu, oricum știu că e mai bun decât orice alt cozonac de sărbători și îl mâncăm pe cel pe care ni l-a trimis mama, chiar dacă este la sute sau mii de kilometri distanță față de noi. Mă întoarceți iar la Maica Domnului. A spus atunci să faceți ce vă va spune el, adică a avut încredere, a întors spatele și a plecat, a avut încredere în fiul. Orice mamă are încredere. Sunt într-adevăr și mame mai egoiste care doresc să-și țină copilul lângă ele până la sfârșitul veacurilor. Dar este oricum plecat, chiar dacă fizic este lângă ele. Ce putem face? Nu știu, ce au făcut și mamele noastre? Au acceptat momentul, n-au acceptat momentul, au trecut mai ușor sau au trecut oricum, din punct de vedere psihologic, cuibul gol sau părăsirea cuibului de către copil are anumite repercursiuni și în sufletul mamei, cu siguranță. Noi, în România, am mai adoptat iarăși niște modele și am văzut că cei care au avut cuibul gol și proaspeții părinți care au rămas fără copii, că au plecat mai departe, au înfiat sau au luat în plasament un copil și l-au crescut. De ce? Camera era mobilată, oricum, hainele multe erau destul de multe în dulap, mama făcea tot oala aceea plină de mâncare pentru 4, 5, 6, cât îi făceau, chiar dacă au rămas numai 2, pentru că nu știe să facă altfel mâncare și cu toții moștenim modelul ăsta. Și eu, dacă sunt pus în situația să fac ceva de mâncare, nu știu să fac mâncare într-o olișoară mică pentru o persoană, două.
Eu fac mâncare într-o oală mare, că așa am învățat. Eram mulți acasă și trebuia oala să fie plină ochi ca să ne ajungă tuturor. Dar să fie acesta motivul, să fie doar acesta motivul că cumva prin faptul că adoptă sau ia în plasament un alt copil, doar înlocuiește din acest punct de vedere sau este cumva o necesitate spirituală mai mult? Există o necesitate spirituală cu siguranță. Fiecare dintre noi avem predispoziție spre a face bine. Cum uneori această predispoziție dispare brusc și mai facem și lucruri care nu sunt chiar foarte bune. Dar predispoziția nativă în noi de a face bine există. Și se merge, am întrebat familii care au adoptat sau care s-au ocupat de creșterea unui copil mai mic după ce copiii lor au plecat de acasă. Motivul a fost acela al sprijinului, al ajutorului. Și-au dat seama că sunt oameni sau sunt copii care au nevoie de ajutor și există această predispoziție. Când le predăm studenților, vorbim despre bătrânii bătrâni și bătrânii tineri. Bătrânii tineri fiind proaspeții pensionari, proaspetele familii care au rămas fără copii, au plecat copiii la casele lor, au plecat la studii, au plecat mai departe. Există o enormă resursă de disponibilitate la aceste persoane de a oferi ajutorul. De ce? Încă sunt în putere, încă doresc să facă bine și nimeni nu-i valorizează. De aceea aici vin o diferite organizații neguvernamentale sau chiar biserici care au centre de voluntariat și folosesc cu ghilimelele de rigoare, această resursă de disponibilitate și de dorință de a se simți activ și de a face bine în continuare a persoanelor care se îndreaptă spre vârsta a treia. Cumva în contextul acesta pandemic, în care noi nu mai suntem atât de, nu mai avem libertatea pe care o aveam înainte din punct de vedere logistic, să zic așa, ați simțit cumva din partea familiilor, din partea femeilor, a mamelor, o apăsare mai mare față de cum erau înainte sau o apropiere mai mare față de biserică? Da, în momentele de criză există o tendință de apropiere spre biserică și biserica a fost întotdeauna deschisă. Ușile bisericii n-au fost închise niciodată nimănui, deși am fost unele, hai să le spunem, probleme de comunicare. Am spus elegant, da, cred că am spus elegant, de probleme de comunicare, ușile bisericii sunt întotdeauna deschise și există această disponibilitate și ne regăsim. De ce? Pentru că fiecare dintre noi avem nevoie de un escape land. Mamă, ce... Deci avem nevoie din vreme în vreme să evadăm din cotidianul nostru, din problemele pe care le avem, iar la biserică nu găsim niciun fel de problemă. Acolo putem să mergem liniștiți, că nu este chiar nimeni, dacă este slujbă, dacă nu este slujbă, să stăm și noi liniștiți într-un colțișor și să ne gândim la ce avem nevoie și să cerem un pic de ajutor. Dacă nu facem lucrul acesta din când în când, ar fi bine să redescoperim. Contextul pandemic, într-adevăr, pandemia aceasta ne-a dat peste cap pe toți. Ne-au dat peste cap familiile, ne-au dat peste cap relațiile interpersonale, ne-au dat peste cap rutina pe care am avut-o, rutina mergând spre zona de confort. Sunt momente, de exemplu, în care dacă avem cursuri cu studenții, cursuri online, am colege care ne spun foarte... Eu dimineața mă trezesc cu o oră înainte. Dar ce faci cu o oră înainte totuși că intri online? Noi bărbații ne luăm pe noi o cămașă, așa, eventual și un saco și putem sta liniștiți. Colegele noastre ne spun și acum că se machiază, că se parfumează pentru cursul online. Deci încearcă fiecare să nu-i fie afectată zona aceasta de confort, exact, încât să rămână la vechile obiceiuri. Deci avem nevoie de stabilitate. Iar stabilitatea pe care am avut-o înainte se resimte și încercăm să ne agățăm
cu orice sau de orice pentru a avea stabilitatea pe care am avut-o. Ce puteți să le transmiteți oamenilor și în principal femeilor și mamelor care cumva se află într-una dintre situațiile, ori este prinsă într-o relație toxică și nu știe cum să iasă din ea, ori are un copil bolnav pentru care se luptă cot la cot cu el. Ce sfat sau ce mesaj ați avea pentru mamele aflate în astfel de situații? În primul rând să ceară ajutorul și a Maicii Domnului, să ceară ajutorul bisericii, să ceară ajutorul prietenilor, să ceară ajutorul cunoscuților, familiei, chiar dacă familia uneori într-o relație, așa cum am spus, care este toxică, poate să fie părtinitoare, dar e nevoie de ajutor. Avem la dispoziție inclusiv familia extinsă. Să ceară ajutor e destul de dificil. Noi nu am prea avut până acum această predispoziție de a cere ajutor, de a căuta ajutorul. Noi am mers tot timpul pe sintagma rufele se spală în familie. Da, până la un moment, până la un punct, da, rufele se spală în familie. Dar există întotdeauna și situații care depășesc punctul acela și situațiile acestea devin critice. Și e clar că au nevoie. Au nevoie și abuzatorii de ajutor și au nevoie și cei abuzați de ajutor. Sau femeile care sunt la căpătâiul copilului lor și se uită că sunt aproape neputincioase, nu mai au ce să facă. E nevoie de sprijin și e nevoie de empatie. Iar empatia asta nu o putem nici oferi cei care suntem dispuși să oferim empatia, dacă nu ni se semnalează măcar de cum să ni se ceară, dar măcar să ni se semnaleze că e nevoie de puțin ajutor și de puțină empatie. Altfel, e destul de dificil să intri. De ce? Pentru că avem și această tendință de a ne spune nu vreau să intru cu bocanci în familia nimănui sau în problemele nimănui, să-mi ceară ajutorul. Mamele, în general, sunt niște ființe puternice. Haideți să o luăm puțin statistic și medical. Rezistența la durere la femei este mult superioară, este superioară rezistenței la durere a bărbaților. Mamele pot să ducă extraordinar de mult. Bunicile noastre și spuneau, Doamne, nu da nimănui să ducă, nu-i pune în spate atât de mult cât poate duce. Deci e clar, avem această conștiință că putem să ducem extraordinar de mult și să nu ne dea Dumnezeu niciodată să ducem cât am putea Dar cum putem să determinăm noi cât de mult putem duce? duce. Dacă întrebăm o mamă, cu siguranță ne va spune că această putere este nelimitată. Dacă mă întrebați pe mine, eu o să vă spun că nu o să pot duce foarte mult, cei de lângă mine s-ar putea să nu ducă foarte mult, dar dacă o întreb pe mama, ea va putea duce extraordinar de mult, iar dacă tata este întrebat cât poate duce, cu siguranță va sări mama din spatele lui, las că te ajut eu. Da? Deci avem în spate un ajutor de nădejde și se poate. Se poate duce. Femeile sunt luptătoare, femeile sunt rezistente, extraordinar de rezistente și femeile pot să ducă extraordinar de mult și pot ieși din absolut orice situație imposibilă. Atâta doar că poate au momente în care nu sunt conștiente de puterea pe care o au. Vă mulțumim tare mult! Am stat de vorbă acum cu părintele Antim de la Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Paleu, Oradea. Vă mulțumim tare mult pentru că ne-ați onorat cu prezența în acest scurt material video. Ne-ați oferit niște informații extraordinar de valoroase și sunt convinsă că cei care ne vor asculta și vor asculta ceea ce noi am discutat acum vor avea foarte multe lucruri de învățat. Mulțumim frumos! Cu mult drag oricând și felicitări pentru absolut toate inițiativele pe care le aveți și nu sunt puține deloc. Mulțumim mult! Cu mult drag!